Vete chiar a căzut. Îi las, hai du-te, Vete. Ia-mă căzut, hai du-te. Operațiunea salvarea pupitului. Hai. Da, unde e cum papa? E la ea. Ea nici nu s-a descălțat. Ea s-a alunecat tu dacă te descălțai. Dar vine că nu s-a lovit. Nu te-ai lovit. Salut, prieteni. Salut. Azi dimineața, când Betty dormea, eu am fost până la piață și am cumpărat, iată așa, un pupit pe care ea și-l dorea foarte mult, în formă de ursuleț. Și acum noi vrem cu Laura să-i facem un prank. Noi vrem acest pupit să-l aruncăm, iată, aici, în piscină, și înainte de masă să o luăm pe Betty și să-i zicem că vrem să ne plimbăm un pic în jurul piscinei și întâmplător vom găsi acest pupit și o să vedem cum o să reacționeze ea. O să vrea să-l ia, nu o să vrea să-l ia și până la urmă evident că o să-i spunem că acesta de fapt este pupitul ei, dar vrem să vedem reacția lui Betty. Hai Laura, tu duci și aruncă pupitul, dar eu o aduc pe Betty, bine? Bine. Betty, da? Hai să ne plimbăm un pic în jurul piscinii, da, până ne ducem la masă, bine? Uh-huh. Hai. Vai, dar al cui pupit e acesta? Vai, cineva și-a pierdut pupitul. Probabil un copil și-a pierdut pupitul. Ce facem noi acum cu el, Laura? Nu știu ce să facem. Zici să luăm sau să lăsăm? Nu știu, cred că să luăm. Dar de ce? Că poate cineva l-a pierdut și-l caut acum. Păi da, dar dacă nu luăm, să-l ia altcineva. Da. Nu știu, poate să luăm și să-l ducem la recepție. Hai, eu zic inițial cumva să luăm, dar nu știu cum. Hai, Laura, să duci. Îi las. Vete, chiar a căzut. Îi las. Hai, du-te, Vete. Ce-a zis? Ia-mă căzut. Hai, du-te. Operațiunea salvarea pupitului. Hai. Da, unde e cum papa? E la ea. Ea nici nu s-a descălțat. Ea s-a alunecat tu dacă te descălțai. Dar vine că nu s-a lovit. Nu te-ai lovit? Nu. Operațiunea salvarea pupitului. Cred că trebuie să-l pierdate rochina. Eu nici nu m-am gândit că Betty o să intre în apă. Dar eu ies, că mă duc eu de aici, am să duc. Da, Laura era încălțat, îmbrăcată în șorte, putea să intre. Ei, nu-i nimic. Până la urmă totuși am scăpat pupitul. Ia dă-ți numai cazul. Hai, ce facem? Ți-l iei ție? Nu, trebuie să-l ducem la recepție. Momentan. Ține-l, dar-ți place așa pupit? Da. Îl ții momentan, hai să mergem. Hai și o să-l ducem la recepție, dar până o să mergem la masă, trebuie să schimbăm pe Betty. Hai, Betty, hai. Tu l-ai salvat, tu ai să-l duci la recepție. Și ce-i să zici? S-a pierdut un pupit? Da? Să zicem ceva, Betty. Cred că ar fi caz. Nu știu ce să facem, cum zice Betty, dar zi mai tare, Betty, că nu te auzi, ce vrei să facem? Cred că trebuie să-l ducem la recepție, să zicem că nu știu, cred că s-a pierdut un pupit sau... S-a pierdut un pupit, da? Da. Și de fapt noi cu Laura, Betty, ți-am făcut un prank, acesta este pupitul tău, noi l-am cumpărat azi dimineață și am vrut să-ți facem așa un prank să vedem cum vei reacționa tu, dar tu... Dar tu ai sărit în piscină după pupit. Eu nici n-am reușit să-i filmez cum ai căzut tu. Ei, da, da, un cadru nu era în piscină, apoi era în piscină. Da. Și s-a auzit așa. S-a auzit căzitura cel puțin. Vai, Vete, ești bucuroasă? Da, să meritați să-l salvezi. Să meritați să-l salvezi, deoarece este pupitul tău. Deci, hai repede jos, te schimbăm de hăinuțe. Și mergem la masă. Da.
Da, nu m-am deci gândit. Este o poveste cu final fericit. Cu final fericit și neplanificat. Da. Nu ne-am gândit. Păi a fost punctul culminant în torsătura. Nu ne-am gândit că Beci o să sară în piscină după pobită. Da, nici eu. De parcă chiar se eu inica pobită. Eu te-am n-am reușit să zic, stai Beci, că mă duc eu. Că Beci deja era. Eu mă duceam pe chestia aia. Păi tu dacă te duceai pe chestia aia, Beci, și te descălțai, de papucii ăștia, păi tu alunecai, dar tu te-ai alunecat, George, unde ți-ai scăzut? Te-ai scăzut când de-am mergea ea, una. Da. N-ai văzut că ești cu un singur papuc din picină. Mă rog, lăsând acest detaliu la o parte. Da, Beti, nu ne-am așteptat de la tine așa reacție, dar să știi că a fost foarte tare. Bine, hai să mergem repejor să ne schimbăm. Nu ți-e rece? Cum era apa în piscină? Era caldă. Caldă? Că era de 60 de centimetri acolo, nu era sus la 1,20 m. Am înțeles. Păi da, noi tot nu l-am pus la 1,20 m. În piscina asta mare. L-am pus în piscina. L-am pus în piscina asta mică. Dar Beti parcă nici nu se bucură de popit. După căzătura asta. Păleac s-a șocat. Nu a fost așa rău, a fost șocant, a fost neașteptat. Beti, îți place popit? Da, îmi place foarte tare. Tu de mult îți vrei așa popit? Noi de câte ori ne ducem la piață, prieteni, Beti mereu mi-a arătat la acest popit, că vreau acest popit, vreau acest popit. Și am zis, lasă Beti că ai și așa foarte multe popituri. Și azi am decis să-ți facem o surpriză, dar s-a primit o surpriză cu peripetii. Da. Bine. Aventuri multe. Aventuri. Dar cred hai că dacă mergem. O puneți la 1,20 m, eu direct să iam acolo. Posibil. Bine. Hai să te schimbăm, deoarece mă tem să nu răcești. Uitați-vă, eu văd de toată. De aici a jos. Dar cum piscina are 60 cm de s-a luat toată? Parcă ea a căzut. Ea a căzut. Tu, Beti, dacă te scufunda, dacă pur și simplu pășai, erai mai uscată decât cum ai căzut și tu de pe gard. Apropo, prieteni, să știți că noi acolo, hai să arătăm, am găsit un liliac. Am găsit un iată, prieteni, aici noi am găsit un liliac. E drăguțel. Mie îmi pare destul de strășnicuț liliacul. Trebuie să cu capul jos. Da. Și de cu limba. Dar de cât timp e la armie? Ce nu mai de vreo două zile stă aici liliacul. Se odihnește. Da. Hai, dormi mai departe liliacului, noi ne ducem să schimbăm pe Beti. Prieteni, dacă v-a plăcut videoclipul nostru, dați-ne like-uri și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa, pa! Pa!